Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut, ați auzit că domnului Negoiță, primarul de la sectorul 3, i-au luat permisul? I-au luat permisul? Da, domnule, i-au luat permisul, ci că șofa conducea haotic pe sensul opus de circulație, pe contrasens. O fi de la Palmieri? Da, pe calea Dudești. Deci, cred că s-a luat cu nervii, cu nervii capului, cum se zice, la Palmieri, că i-au demontat Palmierii și i-au trimis înapoi la primăria sectorului 3. L-au tras pe stânga. Pe ce parte au prins? Pe unde l-au prins? Da. Sunt curios cu ce mașină au fi mers, domnul primar. Că avea ultima dată un camion Bentley. Un camion Bentley? Bentley, ei au scos niște SUV-uri. Da. Și avea un camion. Dar poate era împrumutat de la un prieten, că așa se... Cine știe? Se mai circula cu Hammer-ul, mai țin minte că erau, zici că plecau la luptă. A, nu, asta nu e chiar atât de mare. Altfel, să știți că am înțeles că dânsul are o pasiune mai nouă pentru copaci de ăștia exotici, pe care are acest proiect. Ar vrea să-i aclimatizeze și dânsul în București, înțeleg? A cumpărat mandarini, măsline, a cumpărat palmieri, portocali. Ieri l-am văzut la televizor, avea niște portocali în ghiveci și mânca portocali din... Mandarină era. Mandarină era. Și-a rupt o mandarină și-a mică, mică. Nu n-a mâncat-o, dar a mâncat-o, rupt-o în gură, mă. A barbotat-o, eu am văzut doar când te cogea. Nu, era alta, că au fost două momente. A, mâncat. Cred că erai tu atent la altceva. Strajnic. Da. Eu aș vrea să-l văd pe domnul Robert. Eu cred că i-au vândut mandarina greșită. Omul greșit. Aș vrea să-l văd pe domnul Negoiță plimbându-se în Atena. Așa. Mai pe primăvară-vară, așa, că acolo sunt foarte mulți portocali pe străzi. Și tu când ajungi, vii, cum ajungem noi din nordul estul Europei, practic, când vedem portocal pe stradă, ne ia capul. Și ne gândim cum facem să sacoșăm și noi. Da. Și îți spun grecii că alea nu sunt comestibile, de fapt. Adică nu te lăsa păcălit, că nu se mănâncă, știi? Dar domnul Negoiță, cred că a fost odată la Atena, a văzut portocal din goana mașinii și a zis, vrem și noi așa. Dar cum ar fi să fie pe calea Dudești, să trebuie să-ți iei portocala, mandarina, ce-ți mai iei, banana, măslina. O măslină, îți faci propriul tău ulei de măsline în balcon. Asta a spus domnul Negoiță. Mie mi-a plăcut cum a pus problema. Da. Vezi că sunt oameni care nu au reușit să treacă granița și le să faci o grădină viziteze acum? Așa, și le face o grădină maicii domnului exotic. Da, exotic. De unde auzi, să te și înfrupți? Că asta era, asta te exemplifica, duci cu mandarina. Te duci la primăria sectorului 3, nu rezolvi ce ai de rezolvat, dar măcar iei o mandarină. Tu seama că a doua zi, după ce s-au plantat pomii, s-au scuturat de toate poamele. Da. La revedere. Dar dacă domnul Negoiță e prins de chestia asta exotică, așa, înțeleg că erau cetățeni care aveau și niște lei care au fost confiscați. De ce nu? Domnul Cămătaru. A, da. Cu leuți, cu nu știu ce. Păi și pui... Da, și dânsul avea aceleași... Pui copaci, pui și animalele, este de o grădină zoologică în centrul Bucureștiului. Eu nu cred că există ceva mai exotic în România decât cireșul timpuriu. Da, știi, nu. Și stai așa să-l vezi atunci pe domnul Nicușor, da, venind să ridice animalele. Da. A, mai are curaj? Se... Domnul Cămătaru, la vremea lui, domnul Cămătaru, tot asta voia. Oamenii care n-au văzut animale exotice le arăta la dânsul în care veneau... băga într-o cușcă cu leu. La dânsul, da. Să se împrietenească cu leu. Hipopotamul, dacă cu ce mai avea el pe acolo. Dacă n-ai dacă nu dolari, era cu minte. Am eu lei. Așa, ar fi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.